În săptămâna 9-15 septembrie, peste 400 de polițiști au acționat în sistem integrat alături de celelalte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la nivelul județului călăraș pentru prevenirea faptelor antisociale și menținerea ordinii și siguranței publice. Astfel au fost organizate 15 acțiuni și s-a intervenit la 476 de evenimente, dintre care 457 au fost izizate prin 112. Ca urmare a activităților desfășurate, polițiștii au constatat 139 de infracțiuni, 19 persoane au fost surprinse în flagrant, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 22 de măsuri preventive. Totodată, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat 858 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 500.000 de lei, și au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 11.000 de lei. Polițiștii rutieri au desfășurat activități pentru prevenirea accidentelor de circulație, fiind constatate 27 de infracțiuni la regimul rutier. Au fost reținute 52 de permise de conducere și retrase 20 de certificate de înmatriculare.